Bun, a fost UFC 300 în weekend și a fost meciul de BMF între Max Holloway și Justin Gaethje. Și de data asta Max Holloway a venit pregătit la lightweight. A fost mult mai mare decât data trecută, mult mai masiv și cu un plan nou. Un plan în care s-a mișcat mult mai mult, n-a fost pe presiune cum este stilul clasic Max Holloway și s-a bazat pe plusul de viteză pe care l-a avut față de Gaethje. De asemenea, low kick-urile lui Gaethje, deși au fost mai multe, nu au reușit să-l destabilizeze complet. Și cireașa de pe colivă, partea de final, ultimele 10-20 de secunde, deși câștiga meciul foarte clar, Max Holloway a zis să lupte în centru octagonului. Gaethje, bineînțeles, spirit de gladiator, a fost de acord. Și unul dintre ei s-a dus la somn. Cu pumnul care a nimerit era cu 2 secunde înainte de final. Acum, oricum, a fost superb momentul și pentru Max Holloway, că a fost dispus, după un meci pe care îl domina, să își asume riscul, și Gaethje, care era evident foarte obosit, care își luase foarte mult damage și se vedea că era încetinit, a fost dispus să riște până la capăt și să încerce șansa de a câștiga. Sorții au fost de data asta în favoarea lui Max Holloway și un meci care va rămâne în istorie. O să...